Salut oameni buni și bine ați venit la un nou video aici pe Teo Extra A avut loc în sfârșit gala balonului de aur S-a soluționat discuția asta generală a lunii octombrie Cine va câștiga balonul A fost de dintre Haaland și Messi Departe de restul competitorilor, să spunem, la trofeu Votul a decis, iar rezultatul a fost unul previzibil. Deși s-a făcut mare nebunie în jurul acestui premiu, avem un sigur câștigător, știți cu toții sigur deja, Lionel Messi câștigă balonul de aur. Like, mă, dacă ai auzit de Messi sau l mai văzut pe Messi cu balonul de aur, care 8, 8, nu știu câte, nu mai știam să număr pe degete, 8 balone de aur câștigate de Messi cu această performanță la campionatul mondial a reușit să-și garanteze trofeul încă din decembrie. Haaland a câștigat și el un trofeu, cel pentru cel mai bun atacant, a primit acest award foarte stimat. Între timp, Giuda a câștigat și el Copa Trophy pentru cel mai bun tânăr jucător și merită din plin, mai ales la ce impact a avut la Real Madrid. De altfel, iată și în tricolul lui Real, Destul de clar că meciurile la Real Madrid l-au dus către primul loc, fără doar și poate la acest premiu Copa, și cred că mai departe, ciut chiar. Um, va lua cu asalt și topul la balonul de aur de anul viitor. Asta dacă nu se întâmplă ceva sumbru cu el, acum joacă și câte goluri dă, este mult prea decisiv și cu siguranță să fie top 10 balonul de aur la anul. Cine știe, poate și mai mult pentru jucătorul englez. Cumva era de așteptat ca Messi să câștige, era și marele favorit, toată lumea îl clasa cu cel mai mari șanse. A fost în Erling cu un sezon foarte bun, foarte multe goluri marcate, Record burât în Premier League, a câștigat toate cele trei trofei importante cu Manchester City, ce League-ul, însă probabil că faptul că n-am scris în finale importanța lui Messi în fotbal și faptul că din s se aștepta mondialul câștigat de Argentina au dus aici, am mai vorbit despre asta am făcut și un top 10 al fiecăruia la pase pase gol și am avut fix top 7-le, aproape fix top 7-le care s-a și decis de altfel am avut în top 10 în felul următor cu Luchita Modric pe 10, mă bucur maxim pentru Modric, a făcut treaba bună și la național Croației, un mondial foarte bun pentru Croația, de asemenea nu știm când se vor mai duce atât de departe până în finala mică, au trecut de Brazilia totuși, ceea ce a fost colosal, mai ales că Brazilia era pregătită probabil cu acești jucători de mai mult și după aia la Real Madrid și-a făcut meseria ca de obicei, că joacă acolo 38 de ani, senzațional curatul. Bernardo Peno era de așteptat să avem mulți jucători de la City aici, cu o Simen pe 8 care a adus performanța magică la Napoli și a fost golghetarul acestei echipe. Alvarez pe 7, dacă ar fi jucat la City, of! Dacă juca mai mult, poate îl vedeam sus de tot, păcat că a fost o șansă mare cu care nu știu că se va mai întâlni Julian Alvarez. Vine la locul 6, era previzibil să fie și el în top 10. Și un top 5 select cu 3 fotbaliști de la Manchester City, Rodri De Bruyne 5 și 4. Mbappé pe 3 i-a luat fața lui De Bruyne și el a avut un mondial istoric. De asemenea, a fost un jucător care a marcat multe goluri. Însă ne câștigă nimic cu PSG, ne câștigă mondialul. Clar a fost în spatele celor doi, Haaland și Messi, primul în acest top 10 la balon. Un top 10 frumos, un top 10 cu jucători mai în vârstă ca Messi, cum îl vedem și pe Modric aici, dar și cu mulți jucători tineri, 23 de ani, 24 de ani. E clar că viitorul fotbalului este cu acești fotbaliști care vor câștiga și ei niște baloane de aur. Oficial s-a terminat era Messi-Ronaldo și au împărțit baloanele foarte mulți ani. S-a mai strecurat Modric pe acolo, dar a fost foarte greu cu ei în prim plan să câștige altcineva balonul. De acum s-ar putea să vedem din nou un câștigător diferit în fiecare an și o luptă continuă pentru acest trofeu individual și pentru trofeul ce League și altele. Iar uh, lupta asta se va ține între câțiva jucători selecți și poate câțiva își vor face și ei acolo prezența, vor apărea și ei în top, cum se pare că Jude, spre exemplu, uh, de el s-ar putea să dea fața lui Haaland și Mbappe dacă o ține tot așa și cine știe ce surprize mai avem. Eu nu sunt mulțumit că a luat Messi, era jucătorul care Merita pentru acea performanță și a ajuns la un număr probabil inegalabil de baloane de aur. Nu cred că va mai câștiga nimeni atât. Și Pep zicea că mai bine făcea un premiu separat pentru el și un premiu separat pentru Haaland, care ar fi meritat amândoi, dar Messi pentru acel mondial a meritat și el. Da, tare, gala asta, spuneți ce credeți voi în comentarii, Eu, oricum am mai vorbit despre balonul de aur. Între timp, mulțumesc și partenerul de la Betano care susține producțiile aici. Vine Cupa României Betano cu o nouă etapă din faza grupelor. Avem meciuri astăzi, mâine, joi. Iată, Corvinul joacă cu și la ora 15. India cu petrolul, Oțelul FCSB, un meci la care vreau să reacționez, dar nu o să mai apuc. Deci, nu o să avem live la Oțelul cu FCSB, meci din grupa C. Avem în grupa A progresul pe Chica, cu Hermann, Beciușor ușor pentru Sibieni, probabil. Ce CSA Steaua e cu Rapidu, ce derby, o să fie nebunie cu Rapidu, joacă și cu CSA și cu FCSB în această săptămână. Zalău cu Craiova, tunar voluntar, UTA și cu Universitatea Craiova, Craiova lui Mititelu e cu Zalăul. Și urmești foarte tare, joi, U, Cluj, CFR, Cluj, derby de Cluj în grupa B. Mai multe despre aceste meciuri imediat o să punem ceva și pe ele acolo pe Betano. O să continuăm cu un lucru foarte tare pe care l-am văzut. S-ar putea să avem o nouă finală Europa League la București. Se vrea organizarea unei noi finale după cea din 2012, un meci la care am fost și ce magie a fost la acel meci între spaniol, Bilbao cu Atletico Madrid. Arena luată cu asalt, de altfel imaginea este de acolo, de la finala Europa League. Coregrafie, o atmosferă cum n-am avut în România niciodată, un o care a făcut spectacol. Am fost la acest meci și mă bucur maxim și n-aș rata nicio finală de genul în România, chiar dacă ar fi și Conference League, tot ar fi tare. Arena Națională sigur poate să țină un astfel de meci și ne vom depune candidatura pentru 2026 sau 2027. Eu zic că șanse reale să avem o finală Europa League și ar fi un eveniment mare pentru România. Să sperăm că bine organizat, poate mai bine ca acel campionat european unde zic eu că se putea mai bine, mai ales că am fost și la Budapesta, am fost și la noi unde am făcut vlog, bineînțeles. Am făcut vlog la toate evenimentele la care am fost și a fost parcă altceva în Ungaria față de ce atmosfera a fost în România unde. S-au produs puțin în afara partidului. Trebuie să faci de fanzone, trebuie să organizezi lucrurile mult mai frumos de atât. Asta se întâmplă la toate finalele. Oricum, FRF, împreună cu guvernul României, vor depune candidatura și sigur stierați va burdea lui ce face pe acolo. În mai 2024 vom afla dacă organizăm acest meci. Cu siguranță vor trebui pregătite niște lucruri, dar dacă prindem un 2027, ar fi forță, Europa Liga și crescut, s-ar putea să avem meci mare în România și asta e de bine, să vedem și noi un fotbal total la noi acasă. Se joacă și mondialul de mini-fotbal, e în toi, iar România rupe la mini-fotbal, am fost primi în grupa cu Statele Unite, Spania și Sudan, golaveraj foarte bun și urmează meciurile din optimi. România joacă cu Thailanda acolo, Uh, și mai departe vom avea meci între Georgia și Emiratele Arabe Unite știgătoarea joacă probabil cu România dacă trece mai departe, dar avem șanse reale și am observat că acum am aflat de fapt că la România joacă și Burceanu, care acum e jucător de mini fotbal. Cum s-a întâmplat asta? Alex Burceanu Europa pasia 100% de fotbal, am avut și podcast cu el până la urmă și l-am simțit totdeauna un om care trăiește prin fotbal, păcat că a avut acel accident, dar aparent e liderul echipei naționale la mini fotbal, și poate omul de care avea nevoie, un fost fotbalist, un om care Știe cu presiunea să aducă aportul ăla și să reușim să câștigăm un mondial. Boaftă lor noștri acolo, poate să aveți finala televizată, să urmărim veciul, cine știe. Nu știu exact când va fi, aici nu văd să scrie, dar foarte tare. Avem niște jucători care fac treabă și dacă eram așa și la anțioara la mare, eram sus. În weekend s-ar fi putut disputa și... Marseille cu Lyon, dacă nu ne puneau fanii lui Marseille, a fost delir pe străzile din Marseille. Cred că unul dintre cele mai periculoase derbiuri din lume, oricum Marseille e un oraș extrem de periculos acolo în sudul Franței, au rupt de tot autocarul lui Lyon, au aruncat cu pietre în el. Un antrenor de altfel a suferit și o lovitură și meciul a fost amânat. A fost uh, și atacată această situație a fanilor de Infantino, de toată lumea din cadrul fotbalului, împotriva violenței. Și trebuie să fie pe străzile alea, ce rivalitate între Marseille și Lyon. Uh, ciudat însă că au fost atât de agresivi fanii lui Marseille, pentru că acum Marseille chiar avea și alte reale să distrugă pe Lyon, fiind situația asta foarte grea la Lyon uh, în actualul sezon. Dar nici după chipuri așa derbi, Mai avea și la noi România Steaua Dinamo și meciuri din astea în care Mai ieșea cu scandal Dar parcă nici chiar așa Mă întreb când îl vor reprograma Și cum se va juca Pentru că trebuie să joace probabil Cum se termină Actuala perioadă și vine perioada aia de iarnă În care probabil nu s-ar fi disputat meciuri Va fi luată decizia în acest sens Însă, mamă, nu am să cred că n-am văzut imaginile Nebunie totală acolo iar United a reușit o altă performanță negativă. Au pierdut tot atâtea meciuri acasă de când a plecat Ferguson, cât au pierdut în 26 de ani cu Ferguson manager. Deci Ten Hag bate record negativ peste record negativ. Atacanții United, de altfel, n-au înscris nici Anthony, nici Garnaciu. Garnaciu oricum e certat cu golul, nu știe. Nu știe când să tragă, e pierdut acolo parcă. Hoilun n-a înscris, bineînțeles, în Premier League, a înscris în Champions League, măcar a făcut-o acolo. Și singurul e Rashford, pur și simplu, n-au forță ofensivă, e ciudată situația la Manchester United. Criticat Ten Hag de toate legendele lui Manchester United și au pierdut rău de tot cu Manchester City. N-au avut nicio șansă și se află jos de tot. Eu unul, mai așteptam la altceva în acest sezon din partea lui Man United. Poziția 8 -a e departe de unde ar trebui să fie. Încă ar fi timp. Nu sunt atât de multe puncte diferență. Dar dacă o țin tot așa, va fi rea de tot situația. O meci cu Fulham, poate bat acolo, dar e meci de deplasare să-i vedem. Probabil că dacă mai sunt vreo două, trei etape de genul, pleacă Ten Hag. A făcut oricum o ciorbă de echipă, pe bune că nu se înțelege nimic. Trebuie să facem un pas pas gol neapărat în care îi reconstruim, urmează. O să organizez o ediție, fiindcă e clar că e nevoie, trebuie refăcută în temelie această echipă și nu știu dacă Ten Hag e omul potrivit. Poate avem pe aici în Manchester United aștept părerea acolo în comentarii, dar eu nu, nu văd cum poate olandezul să redreseze echipa. 3-0 scurt cu City acasă. E pur și simplu trist, au fost non-combat acolo, nu mi-a plăcut deloc Man United. N-am mai reacționat la acest meci, dar a fost un meci oarecare al lui City, nu s-a simțit deloc ca derby. Cum joacă ei cu, nu știu, Brighton, Nottingham, a fost un meci poate mai ușor decât alea. Iar noi mai avem un om al momentului. E Ceabi care a o o performanță istorică la Leverkusen. Foarte multe victorii la rând. 8 la număr pentru Leverkusen. Incredibil ce face ceabia Aloso. Poate viitorul mare antrenor al fotbalului spaniol este pe primul loc cu Leverkusen. Dacă ia titlul își face nume greu de tot Cea Bialoso Real Madrid, Naționala Spaniei, așteaptă poate și Liverpool, cine știe, dar momentan Klopp e mai sigur de post. Cine știe unde vedem pe Cea Alonso însă a făcut o echipă colosală. Leverkusen cu mult mai puține resurse ca Bayern, care l-a luat pe Chin, a luat mult mai mulți jucători. Încă o să fie o luptă între aceste două echipe. Abia aștept următorul meci între ele. Ăla va fi cu scântei și cu emoții pentru Harry Kane, că dacă nu ia titlul, va fi cel mai vâzat lucru posibil. De respectat maxim Leverkusen, care joacă și un sistem foarte interesant. Mi-a plăcut mult, joacă acest 3 4 2 1 Grimado și Frimpong urcă foarte mult, au această capacitate și s-a creat echipă bună cu Ceaca, cu Virț, un mijloc foarte solid, periculoasă echipă, s-ar putea să facă treabă bună de tot ce abii. Cam astea au fost noutățile așa din fotbal de ultima vreme. Vom merge mai departe și pariem și noi acolo pe Betano la aceste meciuri de Cupa României, Betano, dacă tot. Hai să vedem ce ne acolo. Avem uh, pagină direct aici uh, pe site. Normal, link către beta în descriere. Dacă aveți peste 18 ani și vreți să pariați, altfel, uh, normal, nu merge. Uh, și noi vom face aici niște uh, selecții. Eu o țelul cu FCSB. Acum, FCSB-ul nu știi Joacă cu rezervele, joacă serios. Dar vreau să merg cu ceva la fcsb O să mergem cu Gol FCSB. Ar trebui să aibă o cotă ok. Este... 1-28 la gol, foarte ok. Poate fac un 1-1, s-ar putea să bată FCSB-ul, dar nu m-aș arunca, fiindcă vine meci cu Rapid în weekend și trebuie să bată în campionat. Rapid e contra candidată sigură la titlu. Hermann Stad, cred că bate echipă de Liga 1. Voluntar sigur bate pe tunari, nici nu-mi fac probleme. Și joacă steaua uh, armatei cu Rapid. O să faci un bet builder aici. Victorie Rapid, nu știu de ce are 75. Deci poate joacă și cu rezervele, totuși ce se asteaua o echipă care ar trebui să fie învinsă de Rapidul din prima ligă. Și aș fi vrut, ambele primesc un cartonaș, nu știu dacă avem asta. Nu avem cartonaș încă. Mm. În cazul ăsta are un la Bidder, puteam să punem mai multe evenimente de la același meci și cred că se vor da ceva cartonaș acolo, păcat că nu le avem, probabil uh, vor fi înspre meci. Dinamo nu cred că pierde totuși cu Bihorul, măcar în cupă să facă treabă. Egal sau bate Dinamo, 454. Da, mergem cu selecția asta. În cupă totuși nu știu niciodată. În orice cupă, în orice campionă, poate fi nebunie. Avem 454, mergem cu 56 de lei și se fac 254 de lei, 37. Ar fi gol FCSB, să bată Hermannstad, să bată voluntar la tunari, rapidul pe CSA Steaua și Dinamo să nu piardă cu Bihor Oradea. Hai să vedem Magia cupei totuși Una care ar putea produce orice Mult mai tare să Ucluș cu CFR aici Nu știu niciodată ce se întâmplă Vor fi niște meciuri destul de dinamice pe aici Nu uitați normal că avem și Betano Master activ Și începe o nouă competiție acum în noiembrie În octombrie nu mi-a mers bine -am prea nimerit meciurile Dar sunt premii pentru predicții pe care le pui gratuit și trebuie să faci cât mai multe predicții la rând. Avem aici Chindia cu petrolul, spre exemplu. Ambele marchează dacă se dă primul gol până în minutul 34 sau nu. Bate petrolul sau nu. Și dacă marchează Chindia în repriza secundă. Așa mă gândesc că bate petrolul, deci o să alegem acest lucru. E un clasament acolo, premiile se acordă în funcție de clasament. Și sunt și obiective de astea. Poți să ai și eșecuri la rând și primești un fribe de 15 lei dacă ai 5 la rând. Da, deci balonul de aur tot la Messi. La, l-a Messi și pe ăsta, la anul, sigur, câștigător nou. Jude, Haaland, Mbappé, nu se știe. Dacă acum a fost, poate, mai sigur la Messi sau între doi, cred că la anul se dă între mai mulți. Acum să vedeti ce performanțe fac băieții și ce se întâmplă la Euro. Ei bine, nu uitați, dracu' like acolo, dacă v-a plăcut acest video, subscribe la canal să rămâneți aproape și ne revedem cât de curând. Cam atât. Papa! Pa!